Iubiți frați și surori, v-aș invita să rămânem ridicați și vă invit în același timp să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19. Vom citi de la versetul 13, concludem cu versetul 16, pagina în Scripturii 1080. Deci Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 13. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori al lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu. Dar voi cine sunteți? Și omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schinjuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Din toată inima să spunem: lăudați să fie Domnul! Frați și surori, ne bucurăm ca din nou în seara aceasta să fim aici la părtășie. Cu siguranță altele erau așteptările dumneavoastră, așa cum spunea fratele Gheorghe, având în vedere că știrile anunțau paralizarea transporturilor aeriene. Fratele Alin Nemeș a fost nevoit să se întoarcă astăzi dimineață din nou spre România, neștiind ce urmează. Dar dincolo de aspectele acestea și frământările acestea care oarecum își pun amprenta și pe viața noastră, am vrea ca să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, care ne va fi îmbărbătare, care ne va da speranță, care ne va da nădejde. Dumnezeu să fie lăudat! Am fost atent la una din cântările care le-ați cântat și am văzut că ați și aplaudat. Nu i-am văzut eu sensul foarte bine, dar era o cântare care spunea că vor veni vremuri când nu ne vom mai putea aduna așa. Eu n-aș aplauda. Tot în prima strofă a cântării respective spunea că credința tot scade, puterea e tot mai mică și noi am aplaudat toți lucrul ăsta. Zic eu, totuși nu-i ceva de aplaudat. Oricum, mergem spre situațiile acestea. Poftiți, avem, trăim vremuri de pe urmă, frații tot mai greu se adună, credința mai mult slăbește și putere nu mai este. Și chiar înainte de a se cânta cântarea asta, fratele îmi spunea aici: nu știu ce se întâmplă, dar parcă nu mai văd aceeași putere în rugăciune, nu mai simțim același lucru. Și întrebarea e: de ce oare? Să sperăm că e probabil datorită frământărilor temporare prin care suntem, dar nici asta nu este o scuză justificată pentru copiii Domnului. Noi ar trebui să fim lumină pentru ceilalți. Nu, de altfel Domnul Iisus spunea: voi sunteți lumina lumii. Adică când îi beznă tot în lumea asta, noi trebuie să luminăm, unul într-o parte, unul în alta orașului, și noi ca niște luminițe așa aprinse trebuie să umblăm pe aici și toți din bezna în care ei trăiesc, când se vor uita la noi, la voi, să spună: Dumnezeule, de ce sunt așa de diferiți ăștia? Ce au ei? Și să poată veni pe urma voastră să caute ceea ce ei nu au. Dumnezeu să ne ajute să trăim așa. Frații și surori, am citit un text care probabil l-ați mai auzit, e cunoscut de altfel. Un text care răspunde la o întrebare simplă și în jurul căreia am vrea să ne oprim puțin în seara asta, nu foarte mult, sper să nu mă lungesc prea mult cu vorbirea, și să înțelegem unul din
aspectele, să spunem așa, principale din viața noastră sau primordiale din viața noastră. Întrebarea care a pus-o Duhul cel Rău la fiii aceștia acestui preot care încercau să imite și ei ceva, le spune la un moment dat: pe Iisus eu îl cunosc, am avut de-a face cu el. Pe Pavel îl știu și pe el și cu el am avut de-a face. Dar voi cine sunteți? Dacă ar fi să-ți spună cineva întrebarea asta în mod privat și într-un mod foarte responsabil, să răspunzi la ea: tu cine ești? Ce îi spune? Întrebarea asta are de-a face cu identitatea noastră și identitatea este un concept, de fapt, care răspunde la întrebarea asta: cine ești tu? Cine ești tu? Când ni se pune de obicei întrebarea asta la școală, la, eu știu, unde mergem să rezolvăm anumite probleme, răspunsul nostru este să ne identificăm cu numele care l-am primit de la părinți. Și să spunem: pe mine mă cheamă Viorel, Gheorghe, Vasile, fiecare numele lui. Un nume care l-am dobândit de la părinți, dar nu întotdeauna corespunde cu identitatea noastră. Și o să mă explic mai bine. De exemplu, dacă pe cineva îl cheamă Daniel, ce înseamnă Daniel? Domnul este judecătorul meu. Și el trăiește cum vrea, n-are nicio problemă cu numele. Deci numele n-are nicio problemă cu identitatea lui. Dacă ți-ar pune cineva să te identifici, cine ești tu? Ce ai răspunde? Știți că Domnul Iisus la un moment dat el a fost interesat ce spun alții despre el și i-a chemat pe ucenicii lângă el și a spus: ce spun alții despre mine? Cine sunt eu? Și ucenicii au început să spună: păi, unii s-au uitat la lucrările pe care le faci tu. Te-a văzut așa de tranșant, te-a văzut atât de radical în predicare și atât de consecvent în ceea ce faci, că au spus: a înviat Ioan Botezătorul. Ăsta e Ioan Botezătorul. Seamănă foarte bine cu el. Alții și-au adus aminte de prorocul Ilie, de lucrarea lui și au spus: îi prorocul Ilie. Alții au spus: domnule, seamănă cu un proroc, dar nu-l putem identifica exact cu cine, cu unul din proroci. Și Domnul Iisus la un moment dat spune: stop, gata, am înțeles ce spun alții, dar voi care sunteți în preajma mea, voi care mă vedeți de aproape, care îmi vedeți mersul vieții mele altfel decât îl văd ceilalți, sunt toți pe urmele mele tot timpul, voi cine spuneți că sunt? Și Petru, dintre toți, era mai curajos așa de velul lui, ia cuvântul și spune: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul se uită la el și spune: auzi, Petre, nu carnea și sângele s-au descoperit lucrul ăsta, ci Duhul lui Dumnezeu care este în cer. Și acolo face o afirmație despre identitatea lui Petru acum, Domnul, și spune: tu ești Petru și pe piatra aceasta, pe ce piatră? Hai că să înțelegem textul. Pe mărturia pe care a făcut-o Petru, da? Pe piatra aceasta, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Pe mărturia aceasta voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea birui. Și pentru asta avem toată libertatea să spunem: slăvit să fie Domnul. Că nu o poate birui nimeni.
Ei l-a identificat pe Petru și a spus: Petru, tu vei duce mărturia asta. Pe mărturia asta se va construi biserica și mărturia asta va trebui să rămână. Dar cei care duc mărturia, cine sunt? Petru a făcut-o la rândul lui. Noi cine suntem? La unii am spus că se potrivesc foarte bine numele care l-au cu identitatea, la unii nu chiar așa. Dar atunci când noi suntem micuți, primim niște nume de la părinții noștri. Și suntem dezmierdați și fiecare dintre noi știm lucrul ăsta. Când îi vedem așa ca o gogoașă, micuți, copiii, îi îndrăgim, îi rotunjim numele și încercăm să-i alintăm prin ceea ce le spunem. Ei, dar trece vremea și oamenii se vor uita la noi și oamenii ne vor da alte nume în funcție de identitatea care noi o vom purta sau vom avea. Ați auzit că pe ăla îl cheamă și toți îl știau de Ioan Bețivu. De ce? Pentru că de dimineața când se trezea, intra în bar și acolo stătea până seara. Nu știa de responsabilitățile care le avea ca tată, ca soț sau în societate, nu. Și toți îl știau așa. Dar de ce i-au dat numele ăsta? Că se potrivea foarte bine cu identitatea care o avea. M-am uitat în Scriptură și am văzut că și în Scriptură erau unii care purtau numele în funcție de identitatea pe care o aveau. Amintiți-vă, de exemplu, de Iacov și de Ioan. Știți cum erau numiți? Cum? Fiii tunetului. De ce? Că ei imediat, dacă nu le convenea ceva, imediat erau gata să coboare foc din cer și să rezolve problema așa. Scurt și la subiect, rapid. Ei mergeau, făceau lucrare, dar când se întâlnea cu o piedică, încerca să, radical să o rezolve. Și erau numiți, uitați-vă că evanghelistul Marcu spune în capitolul 3, versetul 17, ăștia erau fiii tunetului. Dar avem și oameni cărora nu le se potrivea numele care l-aveau. Numele care îl aveau cu identitatea. Și asta nu i-a încurcat să se ridice deasupra numelor care le purtau și să se identifice altfel. Altfel. Abordăm ambele situații. Și dacă vă uitați, de exemplu, în 2 Samuel, capitolul 23, acolo, versetul 8, 11, 12, găsim numele vitejilor lui David. Ăștia erau niște viteji care erau totdeauna în preajma lui David. Uitați-vă numele unuia dintre ei. Ioșeb Bașebet. Știți cum se traduce asta? Numele tradus înseamnă rușine. Acum imaginează-ți că intri undeva într-un birou și ești întrebat cum te cheamă. Te-ai dus să-ți rezolvi anumite probleme și acolo te întreabă cum te cheamă. Și tu spui, mă cheamă rușine. Uneori se întâmplă să moștenim unele nume în urma căruia suferim toată viața. Un alt nume care îl găsim aici este Shama, un alt viteaz de-a lui David. Știți cum se traduce asta? Pierdere, risipă sau gunoi. Să-l vezi că vine pe stradă la adunare și să spui, uite, vine fratele gunoi. Probabil suferea datorită numelui care îi purta, dar oamenii ăștia nu s-au lamentat să rămână și să spună, domnule, dacă-s chemat așa de părinți, dacă părinții n-au văzut ceva mai valoros în mine
și m-au identificat cu numele ăsta, atunci rămân și să mă consider toți o gunoaie a societății. Nu mă ridic deasupra numelui, nu. Ei s-au uitat la numele care îl puteau și au spus, noi putem să fim mai mult decât atât. Mai mult decât atât. Și totuși, dacă vă veți uita la oameni care au purtat aceste nume, ei au ajuns să conducă destinele unei țări. Uitați-vă puțin și ce origine au acești oameni. 1 Samuel, capitolul 22, versetul 2. Hai să citim. Toți cei ce se aflau în nevoie, prima calitate, 2, care aveau datorii, 3, sau care erau nemulțumiți. Astea erau calitățile, de unde proveniența lor. S-au strâns la el, adică la David, și el a ajuns căpetenia lor. Astfel s-au unit cu el aproape 400 de oameni. Acum, imaginați-vă că v-ați născut într-o familie așa, cu calitățile astea. O familie care îi permanență nevoi, nu are cu ce se descurca, care are datorii și tot timpul pe urma lor cei care i-au împrumutat bani. Și să-l mai vezi și nemulțumit. Să vezi că e nemulțumit de păstor, nemulțumit de comitet, nemulțumit de primar, de președinte, de toți. Nemulțumit de toți. Vreau să vă spun că asta a fost biserica lui David. Cu oameni de genul ăsta pornește David la lucru. David, știi ce îmi place? Că el nu s-a uitat la moștenirea lor, ci el cu ei a construit un anumit imperiu. Dumnezeu poate să schimbe numele tău sau poate să adaugi ceva la el. De exemplu, uitați-vă în Scripturi și vedeți că pe Avraam l-a numit Avraam. Pe Saul, care altădată prigonea biserica Domnului Iisus, l-a numit Pavel. Dumnezeu folosește suferințele trecutului ca un material, dacă vreți, pentru a zidi oameni mari ai credinței, pentru a construi ceva cu ei. Dar vis-a-vis de intenția asta pe care o are Dumnezeu față de noi și de identitatea care El ne-o dă, mai avem pe cineva care e foarte atent și încearcă întotdeauna să ne fure identitatea. Cine e asta? Hai să citim, să vedem ce face El în Ioan capitolul 10, versetul 10. Și aici este definit El și calitățile lui. Hoțul, deci numit diavolul, hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Și uitați-vă care e dorința Domnului. Eu am venit ca oile să aibă viață și cum să o aibă? Să o aibă din belșug. Deci diavolul nu știe decât să fure, să junghe și să prăpădească. Hoțul vine să fure identitatea, el vine să-ți înjunghe personalitatea și vine să-ți prăpădească viața, să termine cu viața ta. Ăsta e scopul lui. Dar Domnul spune că El vrea să ne dea viața din belșug. Nu să venim la biserică și să trăim așa ca cei care sunt conectați la aparate, nu mai au viață multă în ei, dar aparatele îi ajută să mai, așa, să mai respire, să mai resufle.
N-a vrut Domnul și intenția lui niciodată n-a fost ca noi să fim ca aia care sunt conectați la aparate. Să ne bălângănim așa și așa să trăim de azi pe mâine, să o lungim de azi pe mâine. Nu. E clar din textul ăsta care l-am citit că Dumnezeu vrea ca noi să avem viață și să o avem din belșug. Dumnezeu să ne ajute să o avem. Și când ai viață din belșug, ai și putere de rugăciune, ai și putere de propovăduire, ai și credință, îți întărești și nădejdea în Domnul și mergi așa cu putere pe cale. Dumnezeu să ne ajute la asta. Asta înseamnă să ai viață din belșug. Ați văzut vreun om sănătos de plin să meargă pe stradă așa, ținându-se de ziduri, de pereți, bălângănându-se pe stradă? Nu. Cel care are viață din belșug, îl vezi mergând drept ca un brad pe stradă, zâmbind și ajutând pe alții dacă e nevoie. Dar sunt foarte mulți care trăiesc viața, dar și nu trăiesc din belșug, nu trăiesc o viață din belșug. Datorită faptului că trăiesc sub blestemul lui dacă aș fi știut, are el niște legături în trecut. Dacă aș fi știut, n-aș fi pus eu mâna pe țigară niciodată. Dacă aș fi știut, nu m-aș fi apropiat eu de o fată niciodată. Dacă aș fi știut, n-aș fi intrat eu pe niște site-uri niciodată. Și trăiesc așa o viață bălângănită, dacă îmi permiteți cuvântul ăsta. Ca și cum ar fi conectat la aparate. Dar nu din belșug. Noi ne adunăm aici, fraților, exact pentru motivul ăsta, ca să vă spunem și să știm cu toții ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut. Și nu doar astăzi. Duminica, joi, marți, sunt tot frați aici care vă slujesc exact ca să nu trăiți sub blestemul expresiei dacă aș fi știut. Acum nu se poate plânge cineva că nu știe ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă. Dar dacă ne uităm la versetele astea care le-am citit, să revin la text. Vom observa în textul acesta, în versetele acestea, câțiva hoți care ne fură identitatea. Diavolul, care nu este altceva decât un hoț, nu caută altceva decât să ne fure identitatea. Hai să identificăm primul hoț de aici, din text. Versetul 13. Niște exorciți iudei care umblau din loc în loc. Primul hoț. Duhul de celebritate. Fiii lui Sceba, uitați-vă, umblau din loc în loc. Dar de ce nu stăteau ei numai într-un loc acolo? De ce vreau să fie atât de cunoscuți? De ce mergeau când într-o parte, când în alta? Știți de ce? Voiau famă. Voiau să devină celebri. Probabil pe unde mergeau, puneau afișe și spuneau: deschideți televizoarele, deschideți stadioanele, să vadă toți ceea ce facem noi. Am devenit așa peste seară, am devenit celebri, tari, puternici. Și toți trebuie să ne cunoască pe noi. Și apoi să ne cheme în zonele lor, să ne vadă toți ce știm noi să facem. Vreau să vă spun că nu suntem străini de aspectele astea. Și o să facem imediat un test simplu să vedeți cât de des ne urmărește diavolul să ne fure identitatea prin duhul acesta de celebritate. Să fii și tu cunoscut.
Dacă v-aș întreba despre anumite personalități din societatea asta în care trăim, probabil n-ar trebui să le dau numele, dar pentru un test, să vă dați seama. Este cineva aici care nu-l cunoaște pe Cristiano Ronaldo? Sau n-a auzit de el? Până și copiii râd, deci și ei știu. Sau de Messi, care au devenit idolii unora, să nu spun și unora din credincioșii care vin la biserică. De ce? Că-s celebri, domnule. Dar v-aș întreba altceva. Câți dintre voi ar putea să-mi spună ceva despre Obadia? Cine a fost Obadia? Un anonim, nu? Vedeți cum suntem și noi furați de multe ori de duhul acesta de celebritate? Nu suntem interesați să vedem ce spune Scriptura despre Obadia, că a fost un sfânt, un proroc care are scris o carte și prins în canonul Scripturilor. Dar de un om care trăiește în spatele imaginii care le vedeți, o viață mizerabilă și în păcat, pe ăla îl știe toți. Îl știe toți. Din oamenii ăștia care sunt celebri au o altă identitate, nu ceea ce pozează sau ceea ce vedeți voi pe ecrane sau în ziare, mă rog. Așa sunt foarte mulți și dintre noi. De ce neapărat îți faci o fotografie într-un anumit fel și o postezi pe Facebook? De ce? Și apoi, dacă se poate, din 5 în 5 minute tot deschizi Facebook-ul să vezi, nu ți-a dat niciun like, nimeni. N-a fost nimeni interesat de cât de celebru ești și tu, pentru că și celebritatea asta putem să o așezăm pe nivele, la nivelul tău. Dom'le, la nivelul meu și eu sunt celebru, dom'le. Așa cum arăt, așa cum cât știu, mă pozez și mă așez și eu acolo să văd. Chiar nimeni, nu mă bagă în seamă nimeni. Și încearcă diavolul prin asta să ne ocupe timpul și să ne fure identitatea prin duhul ăsta de celebritate. Și suntem atât de preocupați să vedem ce spun alții despre noi, dom'le. Nici o apreciere. Știți că avem în Biblie că au fost niște oameni care au vrut și ei să devină celebru și s-au strâns într-o câmpie undeva și la un moment dat au spus, hai să ridicăm un turn ca să devenim celebri. Și au devenit într-adevăr celebri, că i-au împrăștiat Dumnezeu pe toată fața pământului și le-au încurcat și limbile. Au devenit celebri. Știți ce face diavolul? Că asta el a probat-o prima dată. Dorința lui a fost să devină celebru. N-a fost mulțumit cu poziția în care Dumnezeu l-a așezat și a spus, eu aș vrea să-mi ridic scaunul, să-mi așez între Dumnezeu, să fiu și eu la fel ca ei. Și se supără Dumnezeu și l-aruncă de acolo. Citiți cartea Ezechiel și veți vedea. Și la un moment dat el vine și sugerează oamenilor așa, oameni buni, ceea ce eu am vrut să fiu și n-am reușit, vă spun și vă sugerez să fiți voi, că o să vă ajute. Și prin asta încearcă să ne înșele. Duhul de celebritate. Oamenii ăștia au crezut că dacă vor încerca să facă ceva, să meargă din loc în loc, vor deveni celebri, vor deveni faimoși, peste noapte toți se vor uita și îi vor aplauda. Veți vedea deznodământul, așteptați. Uitați-vă la toate celebritățile astea, că majoritatea ajung prin a se sinucide.
că nimic nu-i mulțumește din lucrurile astea. Nimic! Și noi renunțăm la identitatea care o avem. De copii al lui Dumnezeu, știi care spune Ioan, 1 Ioan capitolul 3, pune 3 versete să le citim de acolo. Să vedeți care e identitatea noastră. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem, lăudați să fie Domnul. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El, adică pe El care ne-a dat identitatea asta nouă. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El se curățește după cum El este curat. Dumnezeu să ne ajute la asta. Și de Duhul ăsta de celebritate să ne scuturăm, să ne curățim și Dumnezeu să ne ajute. 2. Duhul de imitație, un alt hoț prin care diavolul încearcă să ne fure identitatea. Tinerii ăștia au încercat să cheme numele Domnului peste cei care aveau duhuri rele, zicând: m-am uitat la lucrarea Domnului Iisus. M-am uitat la Pavel care călca pe urmele Domnului Iisus. Și am văzut formula care o rostau ei: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Ei n-aveau nicio treabă nici cu Iisus și nici cu Pavel, ci ei doar imitau o formulă care au auzit-o probabil, o expresie care au auzit-o folosind-o de cineva și au încercat să o folosească și ei. S-au gândit, hai să facem și noi ca Pavel, hai să facem și noi ca Domnul Iisus. Și cu scopul ăsta de a deveni celebri, au încercat să-și imite pe alții. Vedem că și manifestarea asta în zilele noastre e foarte curentă și foarte practicată. Vorbim de niște lucruri care le trăim, nu suntem departe de ele. Ce imită credincioșii când avem de-a face cu cei de afară? Dar ce imită credincioșii? Și am văzut în nenumărate rânduri, punctez câteva lucruri foarte clare. Unul din lucrurile care le încercăm să le imităm, poate nu ne iese foarte bine, dar se încearcă, îi moda. Ce culoare se poartă anul ăsta? Am auzit între surorile noastre, mă, anul ăsta e culoarea roșie. Le vezi toate cu batic roșu. Anul ăsta se poartă albastru, toate cu batic albastru. Sau cu rochițe albastre. Bărbații, cum se poartă pantalonii? Deasupra gleznelor, da? Să se vadă o șchioapă așa de picior. Fără șosete, în pantofi, toți îi vezi așa la biserică. Pantalonii mulați pe picior, toți, asta e moda. De unde le luăm astea? Din Scripturi? Îs realități care le văd în biserici și nu prea îndrăznim să le spunem că, nu știu de ce, ne pierdem popularitatea sau celebritatea și noi, că nu ne mai cheamă nimeni. Nu e nicio problemă, stați liniștiți. Dar încercăm și noi să imităm pe alții. Toată lumea vine așa, domnule, cum eu să fiu diferit? Ce marcă se poartă? Adidas, toți cu Adidas. Un alt lucru care limităm, chiar imităm stilul de a vorbi. Dacă stai într-un grup, îi imiți pe cei cu care stai, vorbești ca și ei. Ca să nu spun că am văzut pe unii care imită chiar pe unii predicatori celebri.
Dacă văd pe cineva că fac pauze așa mai lungi, au expresii mai grave și ei vin și folosesc ca să nu spun alte lucruri. Că cineva a încercat să imite pe fratele Iosif Țon, avea probabil 4 clase, dar s-a scăpat din una din expresiile lui. Când eram la Oxford și făceam doctorat acolo și el cu 4 clase. Încercăm să imităm. Alții vor să imite pocăința. Aici suntem toți pocăiți, că fotografiile care se fac de aici sau filmările care se fac, dacă se uită cineva pe filmările astea, spun că toți semănați a sfinți. Eu întreb, când ieșim afară, când ieșim după ușa asta și suntem noi în cercul nostru de prieteni, o parte într-un cerc, ceilalți în alt cerc, și acolo își permit imediat la glume cu două înțelesuri, la tot felul de vorbe, de poante. Și... dar când venim aici, imităm, arătăm că suntem pocăiți, doar suntem trecuți într-un registru de membru. Și Duhul ăsta de imitație încearcă să ne fure adevărata identitate. Amintiți-vă că în templu au intrat doi oameni, spune Domnul Iisus Hristos. Un fariseu și un vameș. Fiecare avea o identitate foarte clară. Fariseul a încercat să imite și să nu scoată în relief adevărata identitate. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni și nici măcar ca păcătosul ăsta de vameș. Vameșul știa identitatea, n-a încercat să pozeze altfel. El s-a pus în genunchi, se bătea cu pumnul în piept, nu-și ridica ochii spre cer și striga, strigătul ăla al pocăinței care ne lipsește nouă. Ai milă de mine, păcătosul, ai milă de mine, păcătosul, ai milă de mine, păcătosul. Și se uită Domnul Iisus și spune că s-a coborât cum? Justificat acasă. M-am uitat la Faraon în cartea Exodul. La un moment dat, când a venit piatra și focul din cer, trimite niște slujitori și spune: chemați-l pe Moise să vină repede. Și spune: Moise, auzi, m-am pocăit, îmi pare rău. Dumnezeu e Dumnezeu adevărat, îmi pare rău de ceea ce am făcut. În capitolul 9, versetul 27. De data aceasta am păcătuit, Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați. Uitați-vă câtă pocăință pare aici. Dar uitați cât ține. Imita pocăința. Nu trăia. Uitați-vă la versetul 34, de exemplu. După ce Moise a plecat și s-a rugat și s-a oprit focul, s-a oprit piatra, Faraon, văzând că ploaia, piatra și tunelice încetaseră, n-a contenit să păcătuiască și și-a împietrit inima el și slujitorii lui. Și n-a lăsat, spune următorul verset, pe copiii lui Israel să plece. Asta era identitatea lui. Dar când l-a chemat pe Moise, a încercat să pozeze, să imite pocăința, să pozeze că-i pocăit, dar n-avea nicio treabă cu. Alții imită închinarea. Să-i vezi când vin la biserică, cum ridică mâinile și ca niște aeroplane așa se mișcă. Întrebi o acasă în odăiță. Îi închinare sau nu-i? Venim și imităm doar ceva ce vedem la alții, ce ar trebui să fie, dar nu identitatea aia noastră. Nu vedeți că trăim atâta fals? Nu vi se pare? Și ar trebui să schimbăm ceva. Păi
Păi dacă nu ne rugăm acasă, dacă nu ne închinăm acasă, de unde e puterea la biserică? Cam cât suntem aici? 150? Mai mulți. Imaginați-vă că 150 de rugăciuni s-ar fi făcut astăzi, câte 5 minute fiecare, pentru seara asta. 150 de rugăciuni ori 5, socotiți cam câte ore. Cum ar fi arătat seara asta? Ar fi arătat explozivă sau nu? Ar fi fost diferită sau nu? Dar ce închinare să facem aici când nu-i afară, nu-i acasă, nu-i 5 minute, e așa de mult? Așa de multe-i? Dar imităm când venim în casa Domnului, că dacă nu e o practică a vieții noastre, nu poate să-mi spună că se poate identifica cineva cu închinarea și un închinător, cum spunea Domnul Iisus Hristos, femeii din Samaria. Adevărați închinători se vor închina în duh și în adevăr. Păi nu te poți identifica ca închinător. De ce este periculos duhul acesta de imitație? Hai să punctăm aici două idei. Îți oferă o imagine falsă despre alții. Tu te uiți la alții și îi vezi de fapt ceea ce ei nu sunt. De asta e periculos. El pozează așa, arată foarte bine, dar nu-i ceea ce îi în adevăr, identitatea lui. 2. Îți oferă o imagine falsă despre tine. Îți dă impresia că dacă te pui în postura acelor persoane pe care tu de fapt îi imiți, te vei simți extraordinar, te vei simți foarte bine, dar vreau să vă spun că nu-i chiar așa. Știți cum se cheamă lucrul ăsta în limbaj românesc? Când încerci să imiți pe cineva, știți cum se cheamă? Cum? Schizofrenie. Și ăștia de fapt se închiși undeva în spital. Du-te la un spital de ăștia de nebuni și întrebă tu cine ești și el îți va spune că el e Ștefan cel Mare. Și el chiar crede că e Ștefan cel Mare și aia nu știu ce a avut cu el că l-a băgat acolo și îl țin acolo degeaba. Așa îți va spune. Sau Mihai Viteazu sau cine vreți dumneavoastră. Știți cam așa arătăm și noi când încercăm să imităm pe alții? Nu suntem departe de realitatea asta. Și dacă mai și credem. Trei. Al treilea hoț care încearcă să ne fure identitatea este duhul de senzații tari. Deci am spus că este duhul de celebritate, 2, este duhul de imitație, 3, duhul de senzații tari. Uitați-vă la tinerii aceștia că veneau dintr-o familie bună. Spune că erau copiii unui preot iudeu dintre cei mai de seamă. Cu siguranță că nici atunci și nici astăzi preoții cei mai de seamă nu erau necăjiți. Stăteau foarte bine financiar. La băieții ăștia, la tinerii ăștia, la copiii ăștia nu le lipsea nimic. Dar probabil s-a plictisit toată ziua să audă cântările alea plicticoase și lungi al tatălui lor, cântate și așa mai departe. Nu, i-au spus la un moment dat, mă, noi vrem ceva mai tare, senzații ceva mai tari. Și ăsta e pericolul generației tinere, la care noi ca și părinți trebuie să fim foarte atenți, să nu-i scăpăm în panta asta. Și a spus să încercăm și noi să ne mișcăm prin lumea duhurilor. Acolo senzațiile mai tari. Ne distanțăm puțin de tata, de slujbele care le face el. Plecăm puțin de acasă să vedem și noi ce o fi. Fie aceștia au fost biruiți de hoțul acesta de personalitate, de duhul de senzații tari. Ei au crescut într-un mediu evlavios și totuși nu le-a plăcut.
La un moment dat, când hormonii încep să lucreze, dorința aceasta de senzații tari e tot mai mare și mai puternică și parcă începe să audă voci. Dom'le, n-ai putea să fii și tu altfel ca altcineva? Și încearcă să fie și el ca altcineva. Ca cine? Păi ar vrea să fie ca Schumacher. De curse. Încearcă să discute cu părinții, să îi cumpere o mașină cu cai mult sub capotă și să facă rali prin oraș, 300 la oră dacă se poate. Și apoi când e lovit undeva de un copac, se trezește la realitate. Dar umblă după senzațiile tari. Ar vrea să fie și altcineva. Și când cineva umblă și dorește, diavolul vine și ți le aduce pe tavă. Ai vrea să mai fii ca cine? Păi, domnișoarele, ar vrea să fie nu știu ca ce fotomodel a văzut-o. Numai că e prea plinuță și îți oferă el pe tavă medicamentația. Vezi, sunt niște injecții undeva la magazin cu tare găsești, devine de 35 kg, uscată. Dar trăiești senzații tari. Să nu spun că asta caută mulți și în biserici, senzații tari, domnule. Vrem senzații tari. Ce tot atâta cuvânt, cuvânt, cuvânt. Predicat, punctat pe puncte și nu, ceva mai tare. Nu uitați, dă diavolul și senzații tari dacă vrem asta. Și în biserică. Furându-ne identitatea. Mă apropii de încheiere amintind ultimul punct, dar înainte de asta aș aminti patru surse de senzații tari care le folosește diavolul pentru a fura identitatea și tinerilor și a celor mai în vârstă, nu doar tinerilor. Îi sexul, drogurile, jocurile de noroc și lumea virtuală. Atenție la astea! Ceva timp în urmă am fost chemat undeva într-o familie de urgență, spre noapte era. Am ajuns acolo, când am intrat în casă, femeia casei plângea, se scutura toată și am zis, ce s-a întâmplat? Mai aveam 4 euro de pâine, atât, 4 euro pentru cumpăra pâine. Și banii ăia mi l-a luat soțul și s-a dus și i-a băgat la jocurile de noroc. Că nu se mai satură de asta. Senzații tari. Căsătorit, copii și la jocurile de noroc. De asta vă spun că nu îi pândește lucrurile astea doar pe tineri. Să nu mai spun de lumea virtuală. Acestor trei hoți au fost care le-au furat tinerilor, copiilor acestea, identitatea doar pe interior. Mai amintesc unul, un hoț care lucrează cu exteriorul și asta este duhul de îmbrățișare demonică. Că de fapt diavolul spre aici încearcă să ne ducă. Pe cei care reușește să le fure, celor care le reușește să le fure identitatea cu celebritatea, cu imitația, cu senzațiile tari, apoi vine și la exterior. Când toți hoții ăștia te vor conduce de fapt spre unul special. Că diavolul în cele din urmă asta ar vrea el, să te ia în brațe. Și asta au pățit și fiii lui Sceva. Le-a dat o lecție de iubire, uitați-vă aici, extraordinară. Au plecat de acolo fugind
toți rupând pământul, păcându-se de râs în fața la toți cei care probabil i-au cunoscut, la toți cei care i-au văzut. Și probabil oamenii care i-au văzut fugind se întreba, bă, dar cine-s ăștia? Cine-s ăștia? Și toți probabil spuneau, păi, sunt fii preotului, sunt fii lui Sceva. Da, dar cine-s ei cu adevărat? Care-i identitatea lor? Care-s aspirațiile lor? Când i-au ajuns acasă, cu siguranță și-au dat seama că au trăit până atunci degeaba. Să ne ferească Dumnezeu să ajungem în cursa celui rău, furându-ne identitatea care o avem. Care ar fi soluțiile pentru cineva care poate a ajuns aici, că n-ar fi niciun folos să spun doar cum se fură și să nu dăm soluții. Doar le punctez fără să le mai dezbat. Că despre asta ți-au auzit de foarte multe ori. Prima, să vină la Hristos. Prima soluție, să vină la Hristos, să se identifice din nou cu El, să primească din nou identitatea aceea de copil al lui Dumnezeu, despre care am citit din 1 Ioan capitolul 3. 2. Să se pocăiască de toate păcatele. Dacă lăsăm acolo un cui unde să-și pună pălăria cel rău, vor fi căderi după căderi, eșec după eșec. Nu, am punctat și am subliniat de toate păcatele, de toate. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți la asta. 3. Trebuie să te unești cu Hristos într-o relație personală, trăită cu El. Și Dumnezeu să ne ajute la asta. Și 4. Atunci când vei fi întrebat cine ești, vei putea să răspunzi exact cu versetele acestea pe care le-am citit din Ioan. Eu sunt Viorel, un copil răscumpărat de Domnul prin harul Lui. Și să nu încerc să devin celebru, să nu încerc să imit pe nimeni, să nu încerc să umblu după senzații tari, că toate astea te duce spre duhul ăla demonic, după îmbrățișarea aia demonică. Să ne ajute Dumnezeu să rămânem copii ai Lui și să ne păstrăm identitatea aceasta până când va veni El. Și când va veni El, pe ai Lui, copiii Lui, îi va recunoaște și îi va lua acasă. De fapt, asta e ținta noastră, pentru asta luptăm, pentru asta venim la biserică, pentru asta venim la evanghelizare. Și dacă vă uitați în lumea asta, dacă ținuți oamenii robi ai păcatului, foarte mulți îți ținut datorită acestor situații despre care am discutat. Păi cum să renunță el la celebritate? E un om care cântă pe scenele lumii, e un om care își pleacă toți capul în fața lor, toți îi aplaudă, primesc bani, de acolo trăiesc, se îmbogățesc și așa mai departe. Cum să renunțe la astea? Amintiți-vă că Moise scrie în Cartea Evrei, capitolul 11, la versetul 24 în jos, scrie că el a renunțat de a fi cel mai mare succesor la tron al lui Faraon, de a rămâne succesorul la tron al lui Faraon, a renunțat la asta. A renunțat la plăcerile de o clipă, adică pasagere, nu i-a trebuit nici astea, senzații tari, nu i-a trebuit lui Moise. A renunțat Moise și la bogățiile Egiptului. A renunțat la toate astea pentru a rămâne și a suferi împreună cu poporul lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu și pe noi la aceasta.